Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Din 4 până în 12 septembrie, influențele cosmice armonioase vor contribui la obținerea unor rezultate și te vor ajuta la rezolvarea unor necazuri. Cea mai dificilă parte a lunii este cea de-a doua jumătate, când puternicul soare se va muta în constelația Balanței, cerând cea mai mare grijă față de ceilalți oameni și motivele lor. În același timp, probabilitatea unor conflicte și ciocniri grave va crește. În septembrie, toate treburile vărsătorului vor fi rezolvate prin inspirație. Luna este bună pentru persoane creative, deoarece vor putea aplica talentele mai bine decât alții. Din păcate, nu vei scăpa de atacurile neprietenoase ale oamenilor invidioși și jigniți de către tine în trecut. Fii gata să stai în defensivă și să-ți porți cu mândrie numele. Cineva vrea să-ți perturbe planurile? Fii atentă în comunicare. Tratează necazurile cu umor, doar astfel există șansa de a evita ceva negativ. Dragoste. Viața personală se dezvoltă în bine, mai ales în prima jumătate a lunii septembrie. Dacă ești îndrăgostită de cineva de multă timp și mizezi pe reciprocitate, atunci ai inițiativa. Șansele de a câștiga inima alesului vor crește dacă acționezi cu încredere și intenționat. Cu toate acestea, nu-ți acorda o victorie rapidă, va trebui să ai grijă de multe ori să-ți demonstrezi sentimentele în mod repetat. De îndată ce obții ce vrei, transferă inițiativa în mâinile celui ales. Vărsătorii cu familie vor fi bine. La sfârșitul lunii septembrie, starea de spirit s-ar putea să se deterioreze puțin, vei deveni pretențioasă și intolerantă. Nu încerca să-ți remodelezi cealaltă jumătate conform capriciilor tale. Dacă simți că nervii sunt încordați, încearcă să rămâi singură cu tine. Este posibil să găsești cauza nemulțumirii în tine. Asigură-te că găsești un motiv pentru a fi singură cu cealaltă jumătate. Adaugă mai multe note romantice relației tale. Sănătatea. Cheia pentru sănătatea bună, chiar excelentă a vărsătorului, va fi rezistența psihologică și emoțională. Evită situațiile care te dezechilibrează și îți provoacă panică. Nu te lăsa antrenată de impulsuri intestinale, nu te apuca să te plângi și să te superi. Comunică mai mult cu animalele și plantele, plimbă-te în aer curat pe propriile picioare, dormi suficient. Dacă totuși trebuie să te confrunți cu o situație stresantă, atunci apelează la preparatele din plante care te calmează. Aromaterapia și relaxarea îți vor face bine. Pentru a reda tonusul corpului, înscrie-te la un masaj. Pentru a-ți oferi mai multă încredere, căuta să-ți schimbi stilul obișnuit. Încearcă ceva clasic, retro, apropiată de vârsta ta. Încearcă să eviți să te îmbraci mai strălucitor și alege accesorii care sunt neobișnuite pentru tine. Răsfață-te cu un tratament spa. O nouă coafură ar putea ridica starea de spirit și aspectul. Apropo, aceasta va fi remarcată de sexul opus. Banii. În probleme de muncă, vărsătorul nu ar trebui să amâne sarcinile dificile. Este timpul să te ocupi de întrebări pe care le amâni la infinit. Ignoră obstacolele care vor apărea pe parcurs. Este în interesul tău acum să faci totul rapid și eficient. Nu-ți da îngăduință și acționează rapid, succesul tău profesional depinde de asta. Bunăstarea materială va veni imediat după ce vei finaliza lucrurile importante. Poți conta pe un bonus suplimentar de la superiori dacă faci totul nu numai bine, ci și îți arăți creativitatea și altruismul. Pot exista surprize în chestiunea materială, pentru care ești completă nepregătită. Urmărește-ți cheltuielile menținând de disciplina financiară. Este mai bine să economisești acum. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!